În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Iubiți credincioși, iată-ne și pregătindu-ne pentru începutul postului celui mare. Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Matei, ne vorbește despre câteva principii pe care Mântuitorul le-a dat și prin gura lor ne vorbește și nouă despre ceea ce înseamnă pregătirea pentru post. Și ne vorbim în câteva cuvinte, în primul rând despre iertare. Dacă nu veți ierta oamenilor care v-au greșit, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Apoi despre post, ne-a spus atunci când postiți, ungeți capul vostru și fața voastră o spălați, ca să nu arătați oamenilor că postesc, că postiți. Pentru că fariseii fac așa și își iau plata lor. Voi însă postiți și vă rugați înaintea Dumnezeului care este ascuns și El vă va răsplăti în ascuns. Apoi vorbește puțin și despre avere. Nu vă faceți averi pe pământ, unde moliile și hoții le fură. Faceți-vă comori în cer, acolo unde nici moliile nu le strică, nici furul nu le sapă și nu le fură. Și încheie Mântuitorul spunând, acolo unde este inima voastră, acolo va fi și unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Cum este încios, iată câteva principii despre care tot am vorbit. Dar astăzi vreau să vă spun altceva. Și anume, de ce se numește Duminica de astăzi, Duminica izgonirii lui Adam din Rai? Pentru că este vorba de noi. Nu este vorba de Adam, este vorba de noi. Și noi credem întotdeauna că a fi izgoniți de undeva înseamnă neapărat un lucru rău. Nu. Ca să înțelegeți unde vreau să ajung, imaginați-vă că cea care îi pregătea baia lui Arhimede ar fi pus apă numai până la jumatea căzii. De unde mai constata Arhimede că un corp scufundat într-un lichid dislocă volumul de apă? Imaginați-vă că stătea la umbră Newton și nu cădea celebrul măr. Mai vorbea despre gravitație? Imaginați-vă că se mânca pâine mucegăită fără ca cineva să facă o legătură cu ceea ce va urma, adică cu penicilina. Toate aceste cazuri, și sunt mult mai multe, dar nu vreau să vă înlocuiesc lecția de fizică cu predică și nici invers, toate aceste lucruri sunt tocmai datorită faptului că au fost izgonite în situațiile respective toate lucrurile care s-ar fi petrecut într-o altă normalitate. Tocmai despre acea așa zisă normalitate am să vă vorbesc câteva momente astăzi. Pentru că noi, încă o dată vă spun, suntem apăsați de această impresie greșită, cum că dacă suntem alungați dintr-o parte, înseamnă că se întâmplă ceva rău. Imaginați-vă că nu ați lăsa pe copiii dumneavoastră să plece de la casa dumneavoastră. Imaginați-vă că i-ați ține pe copii nevaccinați pentru că vi se pare într-un fel că sunt otrăviți sau cine știe ce lucruri se vor putea întâmpla. Dacă un copil nevaccinat intră într-o colectivitate, și bineînțeles că nu putem să-l izolăm toată viața, ce se va întâmpla dacă va veni un microb? Pe cine va ataca el oare? Știți cum e cu microbul? Cum este cu coțul în parcare? Trage și el de câteva uși să vadă care e mai ușor de deschis. Și unde își pune mintea? Niciodată nici măcar la mașina cea mai scumpă, ci la cea care se deschide mai ușor. Așa se întâmplă
și cu cei care nu sunt atenți și vor să extragă dintr-un grup, dintr-o generație, dintr-o etapă logico-psihologică a vârstei, pe propriul copil, de ce? Fără să-și dea seama să-i facă rău. Chiar am avut o discuție destul de scurtă, dar am promis că o să o am așa mai amplu, cu cineva care spunea că nu-și poate împărtăși copilul aici, la biserică, lângă toți, pentru că nu este vaccinat și s-ar putea să ia microbi. Zic, păi tocmai asta e rolul vaccinului, ca să poată să fie toți la fel. Am auzit diverse păreri despre vaccin. Eu, unul personal, am un tratament care este ca o otravă. Dar fără această otravă nu pot să trăiesc mai mult. Dacă să spunem că am fi vaccinați chiar cu o otravă care să ne facă rău, dar dacă toți ceilalți sunt la fel, ce ne facem? Dacă noi ne abținem de la această otravă, niciodată nu putem să luptăm. Organismul nostru este alcătuit de Dumnezeu astfel încât să se vindece singur, să se regenereze singur. Dar pentru aceasta trebuie cultivat un anumit mod de viață. Și anume, anticorpii din organismul nostru nu pot să fie cultivați fără o provocare, fără o izgonire din rai. Noi, degeaba ne-am pregătit de Paști, degeaba ne-am primenit, degeaba am crede că am făcut totul, dacă nu am acceptat izgonirea din rai. Și ce înseamnă izgonirea din rai? Înseamnă, în primul rând, părăsirea stării de comoditate. Să știți că, iarăși, îmi asum să vă spun că această comoditate este greșit culită de mulți. Comoditatea pornește de la lucrurile noastre. Un om comod nu este neapărat un om care stă așa cu fața în sus și din când în când mai zice pică pară mărăiață. Nu, nu. Nu neapărat aceasta înseamnă comoditate. Comoditate înseamnă a face același lucru în fiecare zi, aproape de rutină. Comoditate înseamnă a cultiva același anturaj. Comoditate înseamnă a frecventa același grup de prieteni și ieșirea din acest, așa zis, rai, care începe să fie căldicel și din care Dumnezeu nu ne vrea să rămânem și ne scoate afară, astăzi aflăm că trebuie să fie părăsit. Ce ne-am face noi cu viața morală dacă noi am căutat numai apropierea de persoane care sunt mult îmbunătățite? Niciodată un sfânt și nu poate să fie sfânt între sfinți. Trebuie să lupte ca să fie sfânt, trebuie să își cultive tot ceea ce înseamnă bucuria de a constata că și-a învins pe deplin înclinațiile. Adică ce? Adică comoditatea. Și iată că, dintr-o dată, comoditatea mi se prezintă ca un aliat al nostru, pe care din când în când trebuie să-l lăsăm deoparte și să mergem să ne antrenăm în altă parte. Nu o să stăm acum tot timpul în sala de forță. Cumpătarea trebuie să știți că trebuie și un lucru bun. Chiar îmi spunea cineva despre altul care, din cauza faptului că a avut o viață atât de performantă ca sportiv și toată viața a ținut să se antreneze și să aibă mișcare, încât viața lui a fost mai scurtă. Pentru că inima lui, congenital, avea o problemă care, din cauza faptului că a fost forțată, a cedat. Și atunci, iată comoditatea. Ceea ce credem noi că ne este mai la îndemână sau cultivăm, trebuie părăsit la un moment dat. Așa cum părăsim și astăzi vasele în care am gătit
pentru a mânca obișnuit cu vasele celelalte de post. Să nu credeți acum că este neapărat o trimitere la o situație foarte veche. Înainte vreme, vasele în seara aceasta se dădeau deoparte și se înlocuiau cu cele pentru post. Nu se amestecau lucruri. O să spuneți că lumea era foarte, foarte atentă lucrurile acestea. Lumea era mai realistă. În sensul că nu neapărat faptul că s-ar fi putut să rămână vreun micron de grăsime animală, nu aceasta era situația. Ci și vizual, când luai contact cu un alt vas, deja în minte se petrecea ceva. Nu mai e ca ieri. Nu mai e ca săptămâna. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Noi avem nevoie de niște stimuli externi ca să ne spună tot timpul că trebuie să schimbăm ceva. Acesta este un adevăr pe care moșii și strămoșii noștri l-au transmis mai departe și să nu credeți că a rămas undeva în necunoscut. Nu, cunosc și acum case care în seara aceasta își fac schimbul de vase. Nu este nimic exagerat, ci este o pregătire în care se vrea ca tot ceea ce se întâmplă frumos să își aibă și ceva vizibil. Pentru că altfel riscăm să mergem așa în continuare. De ce l-a izgonit Dumnezeu pe Adam din rai? Vă spun ceva. Pentru că aflăm din slujba înmormântării un adevăr deosebit. Pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ai poruncit amestecului și împrunirea acesteia să se desfacă. Dacă Adam ar fi rămas în rai, ar fi rămas nemuritor cu păcatul. De aceea a fost nevoie să fie dat afară, ca să scape de păcat și să fie reprimit în rai, curat, așa cum suntem și noi repriviți, după taina spovedaniei, apoi a împărtășaniei, până când viața ne va arăta drumul spre casă. Pentru că drumul spre casă este un drum deosebit pentru fiecare în parte. Și anume, acum venim la tema temelor. Acolo unde este omoara ta, acolo este și inima ta. Drumul către casă este drumul către comoara noastră. Fiecare om are o comoară pe care și-a fixat-o. Chiar îmi aduc aminte de un coleg de-al meu, pe care alt coleg îl făcea oarecum atent. Ia uite bă, ăsta cu ce mașină a venit! Și bineînțeles că cel care era vizat, zice, da, în viață contează ce-ți propui. Trebuie să învățăm multe de aici. Contează foarte mult unde ne sunt valorile. Ce vrem de la viața asta? Unii consideră că adevărata lor comoară sunt copiii. Alții, care sunt singurei, reprezintă pe celălalt. Alții că sunt părinții. Alții că să aibă a doua casă. Alții a zecea mașină. Fiecare are cât o comoară. Important este a nu se pune patimă în tot ceea ce se întâmplă cu lucrurile acestea. Comoara este lăsată de Dumnezeu oriunde omul își îndreaptă atenția. Vorba colegului meu, depinde ce îți propui. Unul își propune să ajungă într-un fel, altul să ajungă altfel. De aceea ne avertizează astăzi Mântuitorul că nu ne putem întoarce acasă dacă nu am plecat de acasă. Unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Oriunde vom pleca în lume, inima noastră rămâne la comoara noastră. Comoară însemnând lucrurile frumoase, prioritățile în viață. Tot ceea ce ne-am propus să ajungem în viață reprezintă comoara noastră. De aceea, pregătirea pentru post este una în cunoștință de cauză. Pentru că încet, încet ne apropiem și de aspectele acestea.
De mâine veți vedea în biserici culoare cernită pentru a ne pregăti sufletele pentru o anumită primenire. Această primenire însă nu trebuie să fie una exterioară. Noi folosim în biserici materialele cernite pentru a induce o stare. Dar asta nu înseamnă că bisericile acum ne invită neapărat să stăm cu ochii în jos sau să ne vadă vecinul că plecăm de acasă la ora de, să ducem la deli. Trebuie să participăm pe de-ntregul. Adică, de mâine dimineață încercăm să nu răspundem la provocări. Ăsta e primul post. Să nu răspundem la provocări. Al doilea, putem să încercăm să tăcem mai mult decât a vorbi. Putem să ascultăm pe cineva care nu găsește pe nimeni dispus să-l asculte. Să învățăm să tăcem până la capăt și să încercăm un zâmbet care este de post, fraților. Eu am văzut foarte multe persoane care atunci când postesc au o imagine așa de, îți dă impresia că are o părere dubioasă despre toți. Încep să uită în stâng. O să-i vede și mâine la biserică. Nu, asta e problema. Nu trebuie să judecăm. Pentru că mâine, dacă se întâmplă, Doamne ferește, să o luați pe un, pe un itinerariu greșit în biserică, ați încurcat-o. Dacă nu aveți nasturii bine pusuți, rămâneți fără găini și fără nasturi. De la mâna care se va înfige în spate, să vă așeze. Nu pe acolo. Pe aici. Ai cumpărat lumânări? Ai făcut acatistul? Ai făcut una? Ai făcut alta? Să știți că aceste lucruri sunt firești. Sunt firești pentru că fără ele nu putem să fim sfinți. Dacă așa toată lumea ar fi evlavioasă, s-ar da toți la o parte, să ne facă loc, să ne îmbrățișeze. Păi de unde ar mai fi efortul nostru? Efortul nostru este în a nu judeca, a nu răspunde, a nu te supăra că trebuie să scoși nasturii acasă când ți-a rupt mamaie bluza după tine, să ai răbdare să încingi firul de călcat bine ca să iei petele de ceară pe care ți l-a lăsat o evlavioasă care l-a amoțăit așa puțin în front când s-a făcut deja de cântarea a noua sau a șasea. Acestea sunt lucrurile pe care ne așteaptă biserica să le rezolvăm. Nu să spunem din ai fost la toate patru deniile, nu, nu-i valabil. Noi facem ce putem. Trebuie să știm că un canon nu se oprește la cele două ceasuri de rugăciune. Este un mod de viață un canon. Denia canonului care începe de mâine. Ascuns acolo, în ritualuri, nu mai putem să fim veseli pentru că ne gândim, au, 7 săptămâni, mai, nu o să treacă asta. O să mă dea șeful afară, că sunt multe slujbe, trebuie să vin la fiecare parte. Băi, fraților, dar la locul de muncă nu este denie? Adică se spune că lucrăm la un birou. Păi dacă îi zâmbim unuia dintre zecile de oameni care ne solicită un program, am făcut denia Sfântului Andrei Criteanu
mult mai bine decât a alcătuit-o chiar Sfântul Andrei Crețean. Biserica ne vrea divin, ne vrea frumoși, ne vrea să fim luminoși. Ce ar însemna ca de mine acolo ne ducem pe acasă, să mă gândesc. Bă, nu, cumva să mă gândesc pe cineva, să mă trebuie să știm că apostil este cel mai frumos lucru, cel mai nobil lucru. Pentru că apostil înseamnă a te gândi și la celălalt. Poate că până acum nu am fost atent suficient la nevoile celuilalt. E, acum, dacă ne-am propus să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult, că de-aia avem și două urechi față de o gură, măcar să respectăm două treimi acestea. Ar fi interesant. De asta avem și doi ochi, dar și două ploate. Dacă nu știm să mai și închidem ochii, am făcut o vizionare corectă și completă. Va să zic că ne așteaptă un post în care cel mai valoros este a ne purta firesc. Dar unde mai găsim firescul? Numai în măsura în care suntem izgoniți din rai. Adică, izgoniți din activitățile noastre de toate zilele, din bârfa noastră de toate zilele, din imaginea pe care o vedem în toate zilele. Eu mi-aduc aminte că la bunicii mei, când eram mic, în această săptămână începea să nu mai existe televizor în casă. O să spuneți bine, dar la câte emisiuni? Să ne ocupăm și de noi, de sufletul și de comoara noastră. În primul rând, trebuie să vedem dacă mai este comoara la locul unde știm noi că este. Dacă avem comoara în familie, să constatăm care mai este situația cu familia. Dacă reprezintă copiii noștri, să vedem ce mai fac copiii noștri. Nu cumva le-am agățat de gând. Că cei care îl așteaptă reprezintă comoara lui. Dar dacă această comoară dă semne că s-a ruginit sau a fost săpată de hoți, știi, dragă, eu m-am gândit, inima mea o dau altuia. Păi nu asta ne zice Hristos acum? Unde e comoara noastră cu inima noastră? Să verificăm din când în când ce stare sau în ce stare se mai află comoara noastră. Iubiți credincioși, eu unul personal vă urez ca postul în care vom păși să fie unul al redescoperirii și al întoarcerii acasă. Pentru că astăzi suntem izgoniți din rai, dar să știți că nu pentru multă vreme. Deja mâine dimineață putem să fim înapoi. Nu trebuie să facem nici experiența izgonirii prea avansată. Thank you.
al șlefuirii comorii pe care noi de multă vreme credem că o avem șlefuită și nu avem, și când constatăm că drumul nostru spre casă, spre comoara noastră, este pregătit, să dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi ne-ai izgonit de acasă. Fără experiența de a pleca de acasă din cale noastră, din comoditate, nu putem să ne facem. De aceea Hristos ne așteaptă să ne aducă bucuria învierii, pentru că bucuria învierii nu este pentru El, este pentru noi. Și este pentru sufletul nostru și mai ales pentru comoara pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și trebuie să o întreținem așa cum se cuvine. Așa să ne ajute Dumnezeu.